fratele. Așa, mă scuzați. Se numește Lucas. Lucas Beinecke și... m-am îndrăgostit. Aventura familia Adams a început cu o veste bună. Vestea producerii acestui musical. Bună, eu sunt Wednesday. Ce chestia pe care o porți? O rochie. Țin minte că fix anul trecut, pe vremea asta, am început repetițiile. 3, 2, 1 și... Cred că ne-a cucerit pe toți proiectul ăsta de la din prima zi. Dar cu toate astea, habar n-aveam pe unde să o apucăm. Țin minte vocea lui Răzvan, care ne spunea: găsește-ți vocea personajului. Și cred că a fost prima oară când am primit, cred cu toții, indicația asta atât de devreme cumva. Nu pot să accept culoarea asta în casa mea. Dar încerc să arăt ca o persoană normală, ce nu înțelegi? E un spectacol care încearcă să dizolve clișee, clișeele din mintea noastră, ale tuturor, despre fel și fel de umbre și fantasme ale vieții. Măcar putem încerca să ne comportăm normal? Definește normal! Familia Adams este un spectacol plin de paradoxuri. Este extrem de viu, chiar dacă majoritatea personajelor sunt decedate. Este un spectacol energic, în ciuda lentorii exacerbate ale lui Lurch. Este un spectacol foarte colorat, chiar dacă albul și negru domină cromatica spectacolului. Și este un spectacol foarte pasional, în ciuda răcelii sub 0 grade a murtișii. Cu verba să trăim, râzând să ne iubim, ține-mă strâns și dă-mi un dans. Genul de musical presupune îmbinarea mai multor stiluri muzicale, din start. În familia Adams, în muzica pe care Andrew Lipa a scris-o pentru această poveste, observăm un joc foarte dinamic în alternarea, distribuirea și utilizarea acestor stiluri în funcție de personaj. Și dacă ar veni o zi când el te-ar minți, cu iubirei scăpare, exact așa! Personajele mature cântă o partitură clasică, o partitură care se are o ușoară influență de operetă, dacă vrem să-l punem așa. Personajele tinere cântă o muzică de actualitate, o partitură în stil pop-rock. Cel mai mult m-a surprins felul în care colegii mei, colectivul întreg, a avut foarte multă energie și coeziune și asta a contat foarte mult. Da, au fost și provocări, au fost și adevăruri. Și adevăruri, da. Și ore multe de muncă. Din câte am auzit, se întâmplă foarte rar să te întâlnești cu o echipă atât de unită și atât de dedicată unui proiect. Dar m-a bucurat foarte tare să văd că la această producție s-a lucrat cu multă rigoare și consecvență și cu multă seriozitate. E minunat să vezi că să vezi pe tehnicieni că trăiesc cu sufletul la gură spectacolul și că sunt foarte atenți ca actorul să aibă recuzita de care are nevoie în scenă. Și cred că da, asta este de fapt experiența cea mai importantă pe care am trăit-o la familie Adams. Importanța lucrului în echipă. E micul nostru secret, da? Da, micul nostru secret. Wednesday a crescut, iar eu nu-s gata. Wednesday a crescut, nici nu știu când. Fata va pleca cu altcineva. Cineva care o va lua cât eu mă sting oftând. Wednesday a crescut. Și deodată te trezești că din miercuri a devenit joi.
Cred că cea mai mare provocare în conceperea luminilor și conceptului video a fost să reușim să creăm senzația unui spațiu și a unui spectacol care se petrece pe o scenă de 4 ori mai mare de atât. Să aducem acel element de wow, ca să zicem așa, al musicalului și al ceea ce vedem pe marile scene din lume. Acum, din punct de vedere tehnic, sunt toate impedimentele tehnice de genul bruiaje, lovituri în microfoane, în orice te aștept să nu se întâmple, să oprească la valiera actorului principal în timpul spectacolului, nu odată și de mai multe ori. E doar o cină! Ce-ar putea să meargă rău? O parte amuzantă a repetițiilor, dar și a spectacolelor pe care nimeni, niciun spectator nu o vede, se întâmplă în culise. Și cum era să se rupă? Asta, nu, termină, nu-mi place să fiu loc la reflectoare. Credeți-mă pe cuvânt, ce se întâmplă în culise trebuie să rămână în culise. Ai grijă de puiul meu, te rog, ține-l mereu pe calea cea rea. Mă distrau și mă făceam să mă simt minunat repetițiile de coreografie și, bineînțeles, momentele noastre de text când desfăceam scenele și găseam un milion de glumițe și de chestii picante și știu că râdeam foarte mult. Gomez, avem invitați la cină, carne proaspătă! Deși făceam parte dintr-un grup, dintr-un corp ansamblu, Răzvan Mazilu a ținut ca fiecare dintre noi să se vadă ca individ, ca fiecare dintre noi să aibă ceva particular. Lucas pare să fie un băiat bun! O fi, da, evident că nu se potrivesc! Cel mai greu lucru pe care a trebuit să-l fac a fost să tac. Bună seara! Cea mai mare provocare pentru mine în cadrul acestui spectacol a fost să-i găsesc personajului un canal de comunicare inteligibil. Lărci trebuie să comunice atât cu partenerii de scenă cât și cu publicul, iar de fiecare dată când o face, acest mesaj trebuie să aibă o însemnătate. O să mă revanșez. Vrei să vezi lumea? S-a făcut. Vrei să te plimbi prin canale? O să te plimbi prin toate canalizările demne de origine ca tine. Dar cel mai dificil pentru mine a fost cântatul. Fiind o experiență nouă, mi-a fost dificil să mă plasez în acest proiect cumva, eu având și o energie vulcanică. La, 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 la. Cu siguranță experiența de la Adams a fost una dintre cele mai complexe și frumoase experiențe scenice pe care le-am avut în viață. Și na, sper că rezultatul se vede, adică sper că atunci când vii la un spectacol cu Radu sau când vii la un spectacol cu Mihai e același lucru și rezultatul se poate numi bun sau de la bun în sus. Cred că la familia Adams m-a distrat cel mai bine din viața mea. În timpul repetițiilor, atmosfera era detașată și fiecare încerca să vină cu cele mai bune glume și idei pentru a ne simți cu toții de parcă chiar suntem o familie adevărată. Sunt super mega stresat! Sora mea trece printr-o criză de identitate! Noi plecăm acum! Ok, pot să vin și eu? Sorry, Pat, de acum joc cu Lucas! Pa! Așteptă puțin! Pa! Stai! Pe plan uman am învățat că nu numai copiii sunt amuzanți, ci și adulții! Trezește-te, Lucas! Și părinții o fac! Împacă-te cu ideea! Cel mai dificil a fost să aliniez toate mijloacele de expresie, adică
cântatul, cu actoria, cu dansul și să le aduc la o formă prezentabilă și de care eu să fiu mândră. Tot de tare ca să simți că ai trăit și spune adevărul. Am avut o echipă minunată lângă mine și cred că asta e cel mai bun lucru de la aceste repetiții și realmente mi-a fost ușor. Deși la început părea imposibil, a fost foarte ușor. Am descoperit că am mult mai multă forță de muncă și capacitate de concentrare atunci când lucrez la ceva ce îmi place foarte tare. Pe de altă parte, e o tânără femeie acum, la fel cum erai tu. Ești cum ești tu. Și am învățat să am și răbdare pentru a trece mai departe de limitele mele. Să fii unic e bine, să fii diferit nu e rău. Asta am învățat eu de la familia Adams. Era seara premierei. Totul trebuia să meargă ca la carte. Și așa a mers. Sunet bun, lumini bune, costum bun, actori pe scenă la timp. A fost un adevărat succes. Iar de atunci toate spectacolele merg cum trebuie. Ce să mai, tot e perfect. În sfârșit, dragostea a triumfat. Experiență fabuloasă și eu doresc fiecărui actor din lume. Mi-e dor de voi și mi-e drag și familia e pe primul loc. E tot un jocator, ești un eros, faci ca un adăsate. Familia Adams a însemnat pentru mine, în primul rând, depășirea propriilor limite. În al doilea rând, a însemnat oportunitatea de a lucra cu regizorul, coregraful, minunatul Răzvan Mazilu și minunata Monica Petrică și minunata Maria Alexievici. Când ești un Adams, ești un supererou.